Nunta momentului se anunță a fi chiar cea a lui Petru Luhan și Cristina Petcu. Fostul europarlamentar și administrator public al județului Suceava este în culmea fericirii și se afișează mândru la braț cu viitoarea lui soție. Cine este aceasta și ce planuri de viitor au cei doi îndrăgostiți? Aflați chiar acum! Sexy, frumoasă, deșteaptă și de vreme acasă, așa arată portretul viitoarei soții a celebrului politician Petru Luhan. Cristina Petcu, căci despre ea este vorba, a desfășurat multă vreme o muncă de expert în reformarea Organizației Națiunilor Unite, colaborând de-a lungul timpului pe diverse teme cu instituții prestigioase. În momentul de față, aceasta este director BRD la nivel național. Licențiată în filozofie și studii europene la Universitatea București, a studiat cu o bursă Erasmus la Universitatea din Barcelona și a primit un Master of Arts în afaceri internaționale. Dar se pare că nu doar palmaresul bogat de realizări l-a atras pe Petru Luhan, ci și faptul că este mult mai apropiată de sistemul său de valori, plecând de jos pe scara socială și ajungând un nume de referință în afaceri. Ce mă bucură foarte mult și ce o face deosebită este faptul că cunoaște și un sistem de valori similar cu al meu. Noi în Bucovina tot timpul am învățat că familia, credința, respectul, munca și educația sunt valori care se scriu cu majuscule. Acestea încoronate de dragoste formează fundamentul unei căsnicii. Mă bucur foarte mult că și Cristina împărtășește acest sistem de valori. În felul ăsta mă poate înțelege și pe mine mult mai bine, care am plecat de jos și cu multe, multe greutăți să am reușit să realizez anumite lucruri în viață. Și pot spune că și a avut un parcurs asemănător, plecând tot așa din raporturi simple, ajungând astăzi să fie unul dintre cei mai renumiți directori centrali la BRD. Fost europarlamentar, membru în cel mai mare grup parlamentar european, Petru Luhan este originar din județul Suceava, mai exact comuna Frătăuții Vechi. Cariera sa în politică a avut însă un alt început, anume la Consiliul Județean Suceava, unde s-a alăturat în 2008 echipei conduse de Gheorghe Flutur, fiind pentru aproape un an de zile administrator public. După ce și-a încheiat mandatul de europarlamentar, s-a orientat treptat spre o carieră în afaceri, având o firmă de consultanță pentru programe cu finanțare nerambursabilă. Iar acum, când în sfârșit și-a găsit marea iubire, Petru Luhan are planuri mari de viitor la brațul soției sale. Momentan am câteva societăți pe care le gestionez, în special facem consultanță pe fonduri europene și consultanță în management internațional. Pot spune că țin în continuare legătura cu instituțiile europene, adică și pentru politici europene care privesc România și ajut în felul ăsta parțial anumite ministere de resort din guvern, dar și pentru că ne interesează pe noi pe partea de fonduri europene, în speță pe cele pe mediu, pe cercetare, dezvoltare, inovare și pe energie. Nunta Cristinei Petcu cu Petru Luhan se anunță a fi una grandioasă cu invitații aleși. Aceasta va avea loc pe 8 mai și se va desfășura la Grand Hotel Marriott București, fiind precedată de cununia religioasă ce va avea loc la Catedrala Sfântul Spiridon cel Nou.